Semnul apă, elementul apă, este accentuat astăzi. Racii ies în evidență, pe de altă parte. Poate că nu scăpăm, știu eu, de un element așa de melancolie. Ne gândim la cei dragi, redescoperim muzica drept remediu, tratament pentru suflet. Iată ce am șansele pentru cele 12 zodii. Berbec, nu a strica astăzi să reduceți turația motoarelor și să lăsați pe altă dată griji, obiective, analize, decizii. Se bucură ai voștri de toate lucrurile pe care le faceți împreună, cu atât mai mult cu cât veți ajunge pe o pârtie deschisă sau la casa părintească. Taur, ar fi bine să dați un telefon înainte de a porni spre locul unde aveți treabă, ca să fiți sigur că nu bateți drumul degeaba, că vă asigurați documentele și tot ceea ce vă trebuie. Sunt bune șanse de câștiguri suplimentare pentru voi în perioada care urmează. Sau poate că vă interesați, veți putea beneficia de reduceri, de facilități. Gemeni, plăți diverse, vă achitați de obligații, închideți un capitol financiar. Ține de voi să observați schimbări apărute în domeniul vostru de activitate sau pe piața pe care activați și să detectați oportunități de creștere, o nișă spre care să vă îndreptați atenția. Rac, poate că ar trebui să depășiți un moment de derută sau de frustrare sau să așteptați până când mesajul vostru va da roade și va aduce o schimbare în atitudinea celuilalt. Salutări și invitație din partea unor prieteni buni să vă întâlniți cât de curând, dacă nu cum este posibil în aceste zile. Leu, se pare că resimțiți din plin oboseala acumulată și ar trebui să vă îngrijiți de voi, să vă odihniți, să ajungeți eventual la un salon de masaj. În schimb, nu vă părăsește entuziasmul și nici buna dispoziție. Ar fi o seară excelentă în compania ființei iubite, a celor dragi. Fecioară, nu sunteți genul care se lasă dus de val și veți întoarce pe toate părțile o propunere de afaceri, verificați niște calcule, puncte de plecare. Sunt zile bune pentru relația sentimentală. Dacă este cazul, ar fi momentul potrivit să vorbiți despre așteptările și dorințele fiecăruia vis-a-vis de celălalt. Balanță. Zile încărcate. Apar chestiuni suplimentare de rezolvat. Poate că va trebui să insistați, să încercați să verificați până când lucrurile așa cum ies așa cum trebuie, așa cum vă doriți. Nu trece însă neobservat activitatea voastră. Primiți felicitări, se vorbește despre voi, adăugați ceva la palmares. Scorpion, dați peste oferte ale agențiilor de turism sau vă zboară gândurile departe spre destinații de vis? Greu de crezut, totuși, că veți lua o decizie acum. Mai întâi vă consultați cu ființa iubită, cu familia. Apar în drumurile voastre diverse lucruri frumoase pentru casă. Veți face o cheltuială mai serioasă, se pare. Săgetător, aveți o idee clară legată de ceea ce vă doriți și de cât merită să plătiți. Nu prea sunteți dispuși să lăsați de la voi. Ba chiar este posibil să obțineți o reducere, o facilitate cu o asemenea atitudine sau poate că îi dați de înțeles celelalte părți că v-ar putea avea drept client pe termen mai lung. Capricorn, veți realiza imediat încotro bate celălalt și veți ști în ce măsură se pot armoniza pozițiile voastre dacă puteți ajunge la un acord. Vă bazați, ca de obicei, pe experiența voastră și pe înțelepciune. Veți ști dacă nu cumva mai sunt de făcut niște pregătiri înainte de a aborda un proiect complex solicitant. Vărsător, poate că luați ceva de care veți avea nevoie cât de curând. Bărunțișuri, accesorii, instrumente de măsură. Se pare că nu va ajunge timpul pentru tot ceea ce v-ați propus pentru astăzi și sunt destul de multe și vă veți concentra asupra celor mai importante. Pești, entuziasm, inimă bună, nu vă sperie și nu vă supără prea tare eventuale obstacole, amânări, întârzieri. Iar dacă actualmente nu sunteți prinși într-o relație, se poate să primiți o invitație la prânz sau la cină din partea cuiva care speră că într-o zi veți forma un cuplu. Să avem o zi bună!